Salut și bine v-am regăsit cu un nou interviu. Pot să spun cu mâna pe inimă că într-adevăr a venit primăvara în mai. În sfârșit este cald, este plăcut, zile consecutive putem ieși în tricou, e foarte frumos. Parcul a înflorit, se poate vedea aici în jurul meu, e minunat. Hai să vorbim puțin despre invitatul de astăzi. Invitatul de astăzi este foarte cunoscut, mai ales în lumea clujenilor. Ei, dacă ultimii mei invitați au fost, să zicem așa, podiumuri la ultra, de data asta avem un alergător de distanțe mai scurte, îi plac crossurile, știe să alerge bine pe crossuri, de cele mai multe ori, nu că e pe podium, e pe locul întâi. Înainte să aflați și voi despre cine e vorba, dacă încă nu ați făcut-o, v-aș ruga să-mi dați subscribe canalului și click pe clopoțel ca să aflați când pun un clip nou. Haida! Salut! Salutare! Ce faci? Bine, uite, am ieșit la alergare, că e prea faină vremea asta. N-ai cum să stai în casă, e o vreme atât de mișto. Exact. Hai să aflați și voi cu cine avem bunoarea astăzi să discutăm. Cine ești? Mă numesc Cristi Mijelu Viorel. Când și unde te-ai născut? Am născut în 30 noiembrie 1983 în Cluj-Napoca și sunt iubitor al sportului, alergător de distanță scurtă. Cum am zis, da. 1500, 3000, 5000, 10000. Cam cross. Acolo mă încadrez. Pe acolo, pe la cross. Super, exact. super. Vio, ce profesie ai? Lucrez în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe scurt îl mai ai. Deci, cum a zis, îmi place să alerge, dar alte hobby-uri mai ai? Sau ce hobby-uri ai? Da, am mai multe hobby-uri, nu neapărat o ordine anume. Îmi place foarte mult adrenalina. Am făcut salt cu parașut în tandem, am făcut salturi bungee jumping, îmi plac călătoriile, îmi place să cunosc oameni. În principiu, deocamdată, de bază, e alergarea. Alergarea. Da, alergarea și văd că niște mici ramuri ale sportului extrem. Da, se poate zice. Super tare. Deci, cum ai spus, hobby-ul sau sportul tău preferat este alergarea. Da, în momentul de față. Când și de ce te-ai apucat de alergat? M-am apucat de alergat în 2017 la inițiativa unor prieteni, alergători de așa, amatori, nu profesioniști sau altceva. Am început să ies cu ei la alergare și într-un timp foarte scurt am văzut că îmi place ceea ce fac și am văzut că timpii sunt din ce în ce mai buni. Am început chiar să arăt mai bine decât ei și am zis de ce nu? Plus că tot timpul am fost cu sportul. Asta ar fi. Da, de ce m-am apucat? Nu știu dacă am un răspuns foarte clar de ce m-am apucat. Pur și simplu am început să simt că îmi place sportul acesta. Deci cineva cumva te-a provocat? Hai exact. La o alergare și ți-a plăcut, exact. Ce ai fost? A intrat drogul în sânge și asta e. Am mergem înțeles. Mai departe. Dar bineînțeles, tu nu ai alergat înainte, dar ai făcut alte sporturi. Deci da. Am făcut sportiv. Am făcut și tenis de masă, am făcut și basket, am făcut și sporturi de contact. Da, foarte tare. Tot timpul am cochetat cu sportul de mic copil. Dar se și vede că ai și o alură de sportiv. Eu și văd și pe restul colegilor care ne-am apucat destul de târziu, suntem așa mai cocoșați chiar dacă facem și noi sport destul de mult. Nu avem forma aceea, știi, de cu care se obișnuiește corpul de mic. Când e obișnuit. O să zic, mă avantajează un pic. Și fizicul, da. Da, exact. Așa e. Cum ai spus, te-ai apucat de alergare și ți-ai dat seama că merge mai bine decât credeai. Așadar, probabil că ai avut anumite obiective pe care ai reușit să ți le îndeplinești, având în vedere că ai afirmat acest lucru. Da. În timp am început să particip la mai multe concursuri, neavând chiar pregătirea necesară și în timp am început, am avut norocul să cunosc niște băieți super de la CSM Cluj-Napoca, cu care am încercat și m-am lipit de ei cât am putut. Iar de acolo, mai departe, am început să particip la concursuri și am început chiar să vin pe podiumuri la foarte multe concursuri de amatori. În timp am reușit chiar să mă legitimez la clubul CSM Cluj-Napoca și de vreo 3 ani, de când am primit vârsta de 35 de ani, am început să particip la concursurile naționale de Masters, plus 35, categoria 35-39 de ani, unde am reușit să obțin foarte multe podiumuri, aproape la fiecare concurs. Felicitări. De câteva ori chiar locul 1, campion național. Chiar și anul acesta, în 2 săptămâni, am participat la campionatul național de alergare montană, subliniez Masters, plus 35 de ani, unde chiar am reușit să câștig titlul de campion național. Foarte tare, felicitările mele. O chestie interesantă despre acest campionat, că mi s-a părut foarte și cred că multora, e de alergare montană și s-a ținut pe asfalt, așa-i? Da, asta a fost o chestie interesantă. Așa a fost, nu știu, probabil și perioada asta de pandemie, da. Cine știe, fost mai probabil. Da, probabil. Nu, asta da, m-a avantajat pe mine, clar. Da. Asta a fost ca o paranteză, că mie personal mi s-a părut fani că e de alergare montană, dar s-a ținut pe asfalt. Corect. Oricum, felicitări. Mulțumesc. Super tare tot ce ai reușit să faci. Ați văzut și cu ceilalți invitații mei, am ajuns la concluzia că nu prea poți face performanță fără să ai un anumit plan de alergare. Așadar, Vio, ai cumva un anumit plan de alergare? Da, pot să zic că am un plan de alergare. Iarăși noroc cu băieții de CSM Cluj-Napoca, cu proful, cu profa, Cristina și Sergiu Dascăl, care mă ajută enorm. De obicei, pregătesc câteva competiții anuale mai importante, la care îmi încep pregătirea efectivă ca să intru în vârf de formă în ziua concursului, aproximativ 6 săptămâni înainte. Și mă axez pe concursul respectiv. Eu, în general, particip la diferite concursuri. Îmi place să ies din zona de confort, din monotonia alergării. Particip la concursul de Spartan Race, asta ar însemna concursuri cu alergare cu obstacole. La triatlon, în nod bicicletă alergare. Mai merg și la
astfel de concursuri pentru că îmi place să experimentez chestii noi sau... Da, da, da. Foarte tare. Foarte frumos. Și un plan, planul tău de alergare, ți-o anumită structura planului sau se schimbă în mod constant? În funcție de concursul respectiv se schimbă. Dar ideea de bază este cam aceeași. Am văzut că foarte mult te bazezi pe intervale și pe tempo, oricam astea ți-ar fi principalele tipuri de antrenamente, așa? Exact, da. La tine nu prea e situația de long run, pentru că... Pentru mine și long run-ul, probabil pentru alții, o alergare medie, mai cel mult. Păi evident, în momentul în care pregătești concursuri de 5, maximum 10 km, nu prea e cazul. Long run-ul nu depășește 20 km. Da, 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 da. Ai cumva și un anumit plan nutrițional pe care îl aplici în viața de zi cu zi sau special pentru competiții? Nu pot să zic că am un plan bătut în cuie. Singura chestie pe care mă bazez e, înainte cu 2-3 zile de concursuri, mănânc foarte mulți carbohidrați, cam asta. În rest, nu dau în spate la nimic, mănânc orice. Foarte bine. Dar, adevăr, multe lume mi-a spus că dacă aș apela la un nutriționist sau aș merge un pic pe nutriție mai adecvată, ți-ai aș avea rezultatele și mai bune. Să-i îmbunătăți un pic și acolo, da, corect. Și de aici se poate îmbunătăți destul de mult. Aici e la latitudinea ta, tu vezi unde e mai bine. Da. Cumva mi se pare că la un punct în viață trebuie să ai și un echilibru, adică nu să faci totul pentru o chestie, gen să renunți la nu știu ce mâncăruri pentru că mai tai 10 secunde sau 5 secunde dintr-un timp. Mai că ți poftă să mănci o chestie, o mânci și aia e. Da, adică să nu facem o obsesie într-o anumită ramură. Exact. Părerea mea, dacă faci obsesie, dacă ajungi la o performanță, probabil de, nu știu, de la campion european, campion mondial, etc. în sus, atunci merită. Poate altă poveste, că corect. Și satisfacție pe măsură și atunci, da, într-adevăr. Dar la nivelul nostru de amator sau vârf de amator, îți de părere că face tot. Să zicem, nu profesioniști, dar amatori experimentați sau amatori antrenați. Da, 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 da. Așa e, așa e. Ce pantofi de alergare folosești și de ce? Folosesc foarte multe modele de pantofi de alergare, chiar nu contează firma, în funcție de stilul de concurs pe care l-am. Bineînțeles, când alerg pe pistă, alerg în cuie, când mă duc la un Spartan Race, unde cu nămol, noroi, etc. Mi-au Innovate X Talon, am și Hoka Challenge, am pentru trail, când nu e foarte mult noroi. Iar la antrenament folosesc, în principiu, Adidas cu talpă mai grosă, cu amortizare bună și un pic mai greuț. Asta pentru antrenament, iar la competiție, în principiu, cât mai minimaliști și cât mai ușori. Da, da, da. Acum a apărut modelul ăsta de la... Acum am ajuns eu la modelul ăsta de Nike, Vaporfly, care mi-am achiziționat acum recent. Nu-s minimaliști, dar... Sunt foarte ușori. Sunt foarte ușori. Da. Au sub 200 de grame și au și placa aceea de carbon care te propulsează, te propulsează, te ajută foarte mult în curse. De aceea folosesc expres la curse să-mi dea un impuls, deci să mă surprindă. De aceea nu prea folosesc la competiții, la antrenamente. Ca să știi tu că, bă, eu atât am putut cu pantofii ăștia și când intri în concurs, opa, că merge un pic, exact, în plus, te mai ajută. Să mă surprind efectiv. Acel 4%, nu așa zice? 4%. Exact. Așa era cândva. Sau next, acum, acum, next. Acum ai next percent, așa e. Și acum, tot așa de la Nike, văd că folosești ceva? Da, Pegasus 37. Îs ușori, comod, stalpă un pic mai înaltă. Super, ok. Urmează în perioada următoare, cum am zis, și eu să-mi cumpăr ceva pentru competiție. Eu nu am pantofi ușori pentru competiție, am doar pantofi grei, cum a zis și Vio, de antrenament. Vreau să încerc și eu niște Nike-s din modelele noi. Eu am probat un Pegasus acum 4-5 ani și nu mi s-a părut deloc confortabil, dar sunt convins că de atunci s-au mai schimbat lucrurile și chestia asta e o chestie personală cumva. O simt sau nu bine în picioare. Fiecare are stilul lui. Folosesc și Adidas și Mizuno. Pentru antrenament diversific foarte mult, schimb. Aproape la fiecare antrenament schimb tipul de Adidas. Și asta e interesant că nu te axezi pe un singur model, ești obișnuit cu mai multe modele, cu mai multe stiluri și, nu știu, nu te limitează cumva, știi? Dacă se desfințează un model și nu se mai face, da, nu mai spui că, a, gata, nu mai pot să alerg, că nu mai-s pantofii mei. Ce gadget-uri folosești pentru alergare? Folosesc un ceas Forerunner 935, un ceas foarte, foarte ușor, asta îmi place mult la el. Iată distanța, pace-ul, cam asta ar fi ce mă interesează pe mine. Pulsul arată, dar folosesc tot timpul centură. Da, așa e. Mult mai precis. Astea de pe ceas nu sunt așa precise, deci încă nu s-a ajuns acolo. Dacă vreți heart rate sau puls precis, trebuie neapărat centură. Da, obligatoriu. Deci cam atâta despre gadgeturi. Exact, nu, altceva, nu. Care sunt cele mai importante lucruri care ți-au îmbunătățit alergarea? Alergarea mi-a fost îmbunătățită, în primul rând, când am intrat în clubul de ACSM Cluj-Napoca, în care, efectiv, am înțeles ce înseamnă să faci un antrenament structurat. Ideea e că am început să cresc foarte, foarte mult, am început să fac intervale, tempouri, farlecuri, deci atunci, efectiv, am explodat. Până atunci, neștiind despre domeniul ăsta foarte, foarte multe, am făcut după capul meu și am mers, dar când am început să fac aceste lucruri, am efectiv explodat. Și bicicleta ajută foarte mult. Cross training-ul, cum ar veni, un sport care se complementeze. Mai merg și la sală, mai fac exerciții nu cu greutăți foarte, foarte mari, multe repetări și asta mă ajută destul de mult. Da, deci, în principiu, pe scurt, să ai un plan de antrenament bine structurat de care să te ții și cam asta e ceea ce îți îmbunătățește alergarea.
Probabil că ai câteva antrenamente pe zi, pe săptămână, având în vedere că și aceste rezultate superbe. Cum reușești să-ți integrezi alergările în viața de zi cu zi? Eu în principiu fac cam 5 alergări pe săptămână, 5-6 alergări pe săptămână. Ca și volum nu este foarte mare, undeva la 200 de km pe lună, dar într-adevăr fac calitativ. Programul meu de lucru mă ajută destul de mult, pentru că lucrez 24/72. Și atunci ai ziua aceea de 24, da, în care trag pauză mai tare. De obicei fac pauză sau mă duc la sală sau ce fac, și restul zilelor mă odihnesc și încerc să trag antrenamente cât de mult pot. Foarte tare. Vedeți că fiecare își integrează altfel alergările, dar cine vrea să se țină cu adevărat de acest sport, reușește cumva să-și facă timp pentru el. Da, de multe ori am simțit că aș vrea să renunț. Sportul ăsta nu e un sport foarte ușor dacă vrei să faci la un anumit nivel. Așa e. Dar am mers mai departe. Și felicitări pentru asta. Și am ajuns și la ultima întrebare. Ce obiective ți-ai propus pentru viitor în alergare și în sport? În alergare mi-am propus să alerg o perioadă cât mai lungă de timp, cât mai... Poate vreau să alerg și la 60 de ani. Deocamdată asta am în minte, asta vreau să fac. Iar anul acesta sunt într-o formă destul de bună și chiar vreau să fac un personal best pe 10 km. 10 km sau 10.000 de metri? 10 km sau 10.000, 10.000 pe pistă, 10, da. 10 km pe asfalt. Nu contează, o cursă 10 km în care vreau să alerg sub 34 de minute. Oioi, îndrăzneți, dar eu zic că e posibil. Unul din obiectivele pe care vreau să îndeplinesc în viitor, nu știu în care viitor, dar cu siguranță un an, doi, vreau să fac chiar un maraton și de ce nu și un Ironman. Foarte tare, de la distanță scurtă să dai și un pic de... Să treci și senzația aia, să văd cum mă simt. E o provocare foarte, foarte mare pentru mine. Urma că te facem maratonist. Așa am zis eu că fac primul maraton și după aia, aia e, că trec înapoi la semiuri, dar nu. Sper să nu-mi placă maraton. Pentru aia să vezi antrenament dacă vrei să tragi tare. Acolo îți mâncă mult, mult timp. Acolo long run-ul de la 25 de km în sus, deci nu prea și mie cum îmi place să mă antrenez mai scurt și intens. Se poate, dar nu ușor. N-am altceva ce să-i spun lui Vio decât mult succes în ceea ce ți-ai propus. Mulțumesc, să continui. Mulțumesc, să continui. Cel puțin la fel de bine cum ai făcut-o și până acum, pentru că te-ai descurcat super bine în acest sport. Felicitări încă o dată pentru tot ce ai reușit să faci în acest scurt timp. În 4 ani de zile foarte mult ai reușit. Mai mult decât alții în Oioi. Da? Cu noroc și noroc. Din când în când trebuie să avem și câte un pic de noroc, nu? Cunoști oamenii care te pot ajuta, că te pot îndruma. Exact, corect, așa e. Plus ambiția, nebunia asta care dacă n-ai un pic de nebunie. Da, trebuie să ai. Nu ai cum. Mai ales în alergarea de anduranță, cât alegi mai mult, cu atât ești mai țitoi. Fiind de vreme, ploaie, da. Soare. Trebuie să ieși. Soare, orice, trebuie să ieși la antrenament. Așa e. Îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea și mi-ai acordat acest interviu. Cu drag, mersi și eu. Acesta a fost interviul pe astăzi. Sper că v-a plăcut. Lăsați-mi un coment cu ce v-a plăcut, cu ce vă inspiră, cu ce vreți să mai vedeți, ce vreți să mai auziți. Poate mai punem una alta pe canal. Sper că v-a plăcut. Dacă da, dați-mi un like, un share, un subscribe, pentru că mă ajută tare mult acest lucru. Și ne vedem cu ocazia următoare. V-am salutat. Pa. Doamne.